S-a terminat bateria și eu trebuie să spun. L-a încărcat. Și ziceam, știe poștașul ca pe timpuri. În adolescență scriam la redacții. Și la redacții republicane, și la redacții unionale. Știam rusește. Că citeam uneori cărți în rusă, consumam radio, televiziune în limba rusă. La școală învățam limba rusă din clasa a doua, cred că. Dar nu m-au publicat cele unionale în limba rusă. Nu mi-am amintit să mă fi publicat vreodată. Le-am trimis și caricaturi și păreri. În schimb, m-au publicat cele republicane și ziarul raional. Și am început să primesc scrisori deja de la admiratori, admiratoare, corespondenți. La Tartaul, de la Mingir, de la Zorile. Și aveam socializare, corespondență cu oamenii. Și așteptam ca pe nu știu ce notificarea cu apărut scrisoarea în poștă. Și de regulă nu venea scrisoarea, pentru că poștașul, poștărița, avea treburi acasă. Și atunci eu luam bicicleta sau pe jos, tot așa, fuga, fac sport. Seara, după ce terminam muncile, de-am când sunt seara și vedeam că nu a mai venit poștaș, mă duceam la ea la acasă. Ea era la început, după aceea bărbatul a început să facă poștării la distanță mărișoară, mai mult de un kilometru de la noi. Și mă duceam acasă cu tupeu și îi ceream corespondența. Și aveam ziare, aveam nu doar scrisori. În 90 sau 91 cred că am fost și eu poștaș o lună, am înlocuit-o pe o altă poștăriță. Probabil tot de la poștărița mea au aflat cât de nerăbdător sunt să învăț scrisorile. Doar că eu le-am stricat pe afacerea. Prin luna august, cred că și-a luat femeia concediu și m-a luat poștaș. Și eu cum luam ziarele, corespondența și pensiile, imediat mă duceam pe teritoriu și le livram. Și oamenii aceia erau uimiți, cum de-i posibil așa ceva. După aceea am aflat că era zona bunicilor mei de la mamă și îmi spunea că femeia aceia venea o dată în săptămână și le aducea corespondența. Dar eu mă duceam nu doar în ziua aceea, dar chiar la amiază, când luam totul de la oficiul poștal, le duceam acasă. Nu știu cât m-au plătit pentru asta, dar am fost poștaș și știu cum funcționează treaba. Evident, n-am fost angajat cu contract, cu salariu. Poate o să fac un video aparte să vă povestesc când, unde, cât am fost angajat și cam ce salariu primeam. Dar acum vă spuneam că vreau să-mi schimb regimul pentru că am insomnii. Și iată, mă scol când îmi bate soarele în geam, reflectat în blocul vecin, că pe la amiază am o perioadă de jumătate de oră când bate chiar direct în geam și pot să mă bronzez. Poate ați văzut poză. Și mai ales pentru că aștept poștașul și el de regulă vine dimineața. N-aș vrea să vină poștașul să mă găsesc cu ochii umflați, cu somnul între ochi, de fiecare dată, că s-a mai întâmplat. Și ar din nerăbdare să-mi aduc corespondență oficială de la instanță de judecată, că nu-i așa, mă judec cu poliția, cu jandarmeria, cu statul român, am trimis două scrisori la CEDO și aștept poșta.
curierii, livratori de obicei vin după amiază, când le abate lor. Și pe ei nu tare îi aștept, dacă vin și mi-aduc o piesă aici, așa, un adaptor mic de 30 de lei, umplut cutie cu carton. Bine, nu curierii umplut, o firmă care i-a trimis. Și mi-a adus-o. Și aceea încât mai sună din timp se întrebi de ești acasă, măcar de pe scară te sună. Dar poștașul vine direct la ușă. Sau se întâmplă să vină chiar un polițist, un jandarm, să aducă corespondența oficială. Așa e o modă în România. Și ia ca de ce m-am gândit și din motivul ăsta să-mi schimb regimul, să mă scol de dimineață, să fac gimnastică, chiar dacă mă trezesc la 10-11, tot fac gimnastică, dar acum, cât se trează la 8, fac gimnastică regulamentară, mă duc acuși la bucătărie să-mi fierb hrișca, m-o sfătui cineva să nu fierb fulgii, musli sau ce am eu acolo, cereale, dar să le pun la muie de cu noapte, să le pun în apă și să văd dacă pot să le mănânc așa crude sau dacă nu, măcar să le dau o leacă în clocot, cum făceam până acum. C-o zis că își pierd calitățile, își pierd vitaminele. Bun. Cât fac ceai, fierb hrișca pentru la amiază și mănânc sau măcar opăresc cerealele regulamentare cu fibre și cu vitamine de dimineață. Și aștept poștașul. Și ia că îmi vin idei și de înregistrări video. Că am grijă voastră.